În cadrul unui ceremonial la sediul detașamentului de pompieri Drobeta Turnul Severin a fost prezentat drapelul de luptă al Inspectoratului pentru Situații de Urgență Drobeta al județului Mehedinți. În cadrul ceremonialului militar, inspectorul șef al ISU Mehedinți a adus în atenție importanța drapelului de luptă al unității, simbolul onoarei, vitejiei și gloriei militare. Deținerea drapelului de luptă tricolor reamintește fiecărui militar datoria lui sfântă de a servi cu credință patria, chiar cu prețul vieții, și de a apăra cu devotament și curaj independența și suveranitatea țării. La ceas de sărbătoare, pompierii mehedințeni au fost felicitați de președintele Consiliului Județean Mehedinți, Aladin Georgescu, pentru profesionalismul și implicarea manifestate în îndeplinirea misiunilor, apreciind efortul depus de salvatori în sprijinul cetățenilor. Acesta este cel de-al doilea drapel de luptă primit de ISU Mehedinți ca urmare a modificării sistemei de pe drapelul național. Vechiul drapel de luptă, acordat în anul 1997 grupului pompierilor militari mehedințeni, a fost amplasat la sediul ISU Mehedinți în sala tradițiilor.